Bună ziua, dragă audiență, și bine ați revenit. Suntem în Cluj, suntem de această dată cu domnul profesor de istorie, domnul Vladimir. Și mai bine vă lăsăm pe dumneavoastră. Da, Vladimir Bogosav, Vladimir Alexandru Bogosavljevici, e un nume de sorginte sârbească, dar în general, și cred că și dumneavoastră o să spuneți așa, sau telespectatorii și auditoriul dumneavoastră în general, Bogo. Cam toată lumea în Cluj mă știe cu Bogo. Nu fac exerciții de dicție oamenii și îmi spun Bogo și mă știe toată lumea că sunt singurul cu numele ăsta, în afară de nevastă mea. Care... Da, în fine, stimate domn, vă voi prezenta așa în mare la început Clujul. Acum suntem într-o locație foarte importantă, suntem în centru, în actuala piață Avram Iancu. Dar înainte să vă spunem de piața Avram Iancu, haideți să vedem semantica numelui de Cluj sau Cluj-Napoca. În general, fiecare oraș din țară sau fiecare oraș, localitate, nu numai din țară, în general lume, are o semantică. Și semantica spune multe. Vechea denumire dacică era Napuca. Dar Napuca nu se afla pe teritoriul acesta, ci la vreo câteva leghe bune de locația de aici, în Someșeni. Astăzi este un cartier al Clujului, inițial era un sat de lângă Cluj. S-a găsit o necropolă, dar o necropolă în care s-au găsit artefacte mai puțin dacice, erau amestecate cu cele celtice. Numele știm de la un geograf antic, Ptolemeu, care a avut o hartă și în care este specificat acest nume de Napoca, dar noi o știm după o copie a lui Peutinginer, așa îi spuneau neamț, peutingeriană sau cum îi spune, tabula, dar acum nu intrăm în detalii de asta. Oricum, arheologii au găsit întâmplător aleatoriu un miliarum, adică o bornă, într-o comună de lângă Cluj, sat Aiton, unde este amintită Napoca. Și anul 108. Anul 108 după Hristos. Da. Bun. Ce înseamnă numele? Romanii au dat numele de Napoca și în 108 aici era un vicus, adică un sat, ulterior un municipiu în 124. Haideți, deformația de istoric, dar nu statistica contează, e o ramură a istoriei. Iar mai târziu, în 168-170, în timpul împăratului Marcus Aurelius, devine colonie. Nu colonie în sensul de stat dependent de alt stat, ci un rang superior în cadrul administrației romane. Și avea organizarea identică cu organizarea Romei. Și nu plăteau impozite pe teritoriile agricole, în mare. Sunt mai multe. Ce înseamnă? Aici sunt mai multe ipoteze. Există ipoteza că aici ar fi fost o uniune de triburi numită Naparis. Posibil. E o ipoteză. Altă ipoteză, în limba greacă, Napos este loc împădurit. E, asta mai merge pentru că, bine, acum noi nu vedem de clădiri, dar toată zona asta, și gândiți-vă acum 2000 de ani, mai mult de atât. Hai de mine, era plin de păduri. Da. Bun. Napos. Alții spun că ar veni de la un cuvânt, sau rădăcina unui cuvânt indo-european, snap, umed. Acum, dacă o luăm așa în ansamblu, cam toate trei, mai ales ultimele două, sunt veridice. Pentru că locul fiind într-o depresiune, este umed și concitadinii mei suferiți de reumatism, noroc că nu am, una, două simt schimbările climaterice, fiind depresiune, exact ca și Brașovul, reumatismul în floare aici. Okay. Deci, loc umed. Bun, Cluj. Sau Cluj. Cluj. E, aici, iară, sunt mai multe ipoteze. Inițial, îl cunoaștem și sub numele de Coloșvar, cum îi spuneau concitadinii noștri maghiari, cum îi spun și astăzi, Klausenburg, Cluț, Claudiopolis este un nume inventat de umaniști, pentru că n-are nicio legătură cu împăratul Claudiu, cu unghiul lui Caligula. Și nu are nimic, nu are nicio legătură. Okay. Dar există, o să vă arăt, un obiectiv, obeliscul din piața muzeului unde e scris Claudiopolis. Ei, ce înseamnă Cluț, trecătoare, Coloș, Prisacă, trecătoare, poate fi și un sufix Coloș, Nicolaus, în general se scrie în limba latină. Sigur, noi știm prin filiațiile altor limbi.
Dar în Latina medievală se numea Clusium, adică loc între dealuri, loc, un fel de depresiune. Da. Și părerea mea, asta e părerea mea de subiectiv, că de aici derivă. Și de ce vă spun treaba asta? Argumentul este că în Elveția și în Franța sunt localități ca areal asemănătoare, geografic, și cu nume similare. Clusum, Clusas, Le Cluse. Deci cam de aici vine. Da. E, Cluj-Napoca este numele dat de către Ceaușescu în 1974, printr-un ordin în 16 octombrie, din 18 octombrie, poartă această denumire de Cluj-Napoca, de altfel ca și drobeta Turnul Severin. Acum, unii sunt de acord cu numele ăsta, alții nu sunt de acord. Dar un lucru să vă spun, celor care poate sunt mai puțin cunoscători. Nu are nicio legătură un nume cu celălalt, pentru că n-a fost o continuitate să știe urmașii, domnule, acum 1000 de ani, domnule, aici a fost Napoca romană. Poate câteva generații după știau, dar după, haideți să fim serioși, că este arealul același, că este locația aceeași, asta e altă treabă. Dar diferă localitățile și sunt N exemple în istorie. Sigur, aici, dacă o luăm așa, istoria începe din comuna primitivă. Există artefacte, urme, arheologii au găsit chiar din epoca neolitică la Baciu, gura Baciului, dar este în partea de vest a orașului și nu numai acolo, chiar în centru de diferitele epoci ale epocii, să zic, să fac acum un mic pleonastră vechi. Comuna primitivă. Unii nu mai folosesc termenul ăsta, spun că e termen din cealaltă oriunda. N-are nicio legătură, pentru că în comun se făcea totul datorită slabei dezvoltare a forțelor de producție. Deci cam asta e alea. Acum, pe scurt, Clujul, sigur, el apare în documente în 1173, cu un tip numit Thomas Comes Clusiensis în 1213, dar apare orașul, deci înainte comitatul. Ce știm că în 1316 Carol Robert d'Anjou îi dă statutul, ca care știm noi din bătălia cu Basarab de la Posada, din 9-12 noiembrie, dar acest rege angevin, crescut în Italia, din dinastia franțuzească, sigur, dă statutul de oraș. Foarte important. Da. Pentru că le dă o serie de privilegii. Faceți negoți. Orașele, în Evul Mediu, sunt centrele emergente ale, nu numai ale culturii, dar a societății în ansamblu. De aici pornesc relațiile. Ăștia făceau negoți, meșteșugari. Nobilul stătea liniștit, îi venea darea în bani, darea în produse, nu făcea nimic. Ăștia trebuia să le meargă trotineta ca să... Și mai ales că erau aliați ai regelui. Regele nu putea să-și caute aliați în rândul marii nobilin, că el cam săpau. Și atunci asta... Și Clujul pentru care Robert d'Anjou a fost o bază de operațiuni. Da. Și în 19 august îi dă statutul de oraș. Pe urmă reînnoit, iar alt suveran, Sigismund de Luxemburg, care a fost și împărat al defunctului Imperiu Roman de origine germană, actuala Germanie, plus a Ungariei, dă statutul de oraș liber regesc. Ei, o grămadă de privilegii. Noi nu avem timpul de a le enumera pe toate. Ele, sigur da. Că da, timpul limitat. Bun. Deci astea sunt. Și sigur, pe urmă, o să vedem răscoala de la Băbulna. Deci, o treabă, Clujul, la un moment dat, devine centrul reformei. Adică, ultimii reprezentanți ai catolicilor, călugări sau preoți, sunt dați afară din Cluj. Da. Și sigur că, deși aici, între 1581, se creează un colegiu academic catolic. De ce? Că vine Ștefan Batori, dintr-o familie celebră, el devine rege al Poloniei, polonezii catolici, trimite pe unul Iacob Vuiec ca rector și pe altul Anton Posevino sau Antonio Posevino, administrator. Și sigur, le dădeau titlul de magistri, de doctori, de... În vremea respectivă era ca o universitate. Dar n-a durat mult până în 1603, după ce dispare acești principi catolici, Cluj era eminamente reformat. Și apropo că ați fost în vizită, devine la un moment dat eminamente unitarian datorită promisiunii acelea lui Francisc David, care de fapt îl chema Hertel și era jumate german, fiul unui curelar,
stătea pe actuala stradă Regele de Ferdinand, la numărul, între numărul 19-21, sigur, nu în casele respective. Care sunt acum, da. Nu, locația. Că le spun, pe cum? Băi, păi stai mai, domnule, că nu-i casa aia. În fine. Și atunci tot Clujul devine un italian. Da. Că și ceilalți principi reformați au avut probleme. Racoții, Bethlehem, sigur, aici avem și intrarea lui Mihai Viteazu, primul primar român, Strâncel, tot pus de Mihai Viteazu. Avem. Acum, dacă vedeți și denumirea și când o să amintim denumirile, pardon, de Clujul vechi, foarte multe maghiare și germane. Dar trebuie să stabilim un lucru. În perioada respectivă nu conta nația, conta religia și starea socială. Strămoșii noștri români erau cam în general în arealul orașelor transilvane, nu putem vorbi de orașe transilvane până în secolul XIV, care în marea lor majoritate, în regatul maghiar erau 150, eminamente locuite de germani, nu de unguri. Da. Se știe în acea perioadă. Sigur că au intrat și români în orașe, dar sub alte denumiri le cunoaștem. Eu știu din socotelile orașului, din toate acele notițe care sunt dați la arhive, sigur sunt denumiri latine sau denumiri maghiare sau germane. Dar trebuie să recunoaștem că marea majoritate a populației erau germani, maghiari și, pe urmă, mai ales maghiari. Da. Până... Bun. Acum, din punctul ăsta de vedere, până în 1918. Pe urmă, sigur că aici trebuie să oprim aceste aiureli spuse de extremiști și de o parte și de altă parte, că pentru unii se termină istoria în 1918, pentru alții începe numai nu. Nu, trebuie să privim în ansamblu, să prețuim că este un oraș multietnic, multiconfesional și multicultural. Da. Și o să vedem lucrurile acestea. Și, în primul rând, de altfel ca și Bucureștiul, ca și Timișoara, ca și alte orașe din țară, cărora trebuie să le ridicăm prestigiul pe care l-au. Adică să ne cunoaștem istoria locală. Da. Eu fac treaba asta cu copiii la școală, poate ați văzut, am scos și cărți, am fost și în București, am nu vreau să mă laud, cum mai ironie m-a premiat Bucureștiul mai mult decât Clujul. Dar asta e altă treabă. Dar nici în București, bucureștenii nu-și cunosc istoria orașului. Da. Sau în Brașov, sau brașovenii. Și e imensă și foarte frumoasă. Sigur, e greu de strâmbă, nu poți face într-o oră. Nici asta Clujului nu putem face doar. Păi da, nu trebuie să avem mai multe întâlniri, asta acum, e prima întâlnire. Sigur, o să avem. Scuzați-mă logoreia, dar trebuie să vă spun un preambul. Și acum suntem în locația asta, în fața unui monument ridicat în 1996, Radu Aftenie. Dar, nota bene de reținut, la sfârșitul secolului XIX aici era un parc imens, numit Parcul Elisabeta, după numele împărătesei Sisi cunoscută, da. Ați văzut și filmul cu Romy Schneider și cu, da, în fine, acum e altă. Împărăteasa lui Vrea, care era o nonconformistă, săraca va fi ucisă la Geneva de către un anarhist italian, care de fapt nu pe aia vrea să o omoare, ci pe alt personaj înalt, dar dacă ei au fost prezente... Asemănat? Anarhiști, nu! Anarhiștii erau împotriva tuturor. A, okay. Era un personaj de rang, gata. Bun. Clujenii au admirat-o mult pentru că ea a vizitat Clujul alături de soțul său în 1887. Și atunci da. Acestui parc a dat numele de Elisabeta. Ulterior, aici, înainte de a fi Parcul Elisabeta, uitați-vă puțin în direcția unde avem acum clădirea care adăpostește prefectura Clujului. De fapt, era Casa de Comerț a Clujului, făcută în 1911, de un arhitect Huber german. Casa de Comerț. E, ulterior, aici a fost și primărie, a fost și sediu al Partidului Comunist Român, centru județean, dar unde vedeți în dreptul ei, unde trece acum un troleibus cu numărul 14, unde trecea de pieton, era zidul Clujului, Clujul acela de care v-am zis, 1405, de 45 de hectare. A avut două ziduri, nu? A avut mai multe, deci aha. Prima incintă, dar n-am spus asta, era de 7 hectare, poate o să ajungem la ea, a doua incintă de 45 de hectare cu zidurile astea. Aici erau zidurile. Așa, da. Aici nu aveai voie să construiești nimic până la 200-300 de metri. Strategic.
Da. Pentru că... Să poți vedea, să ai... Da, dar bineînțeles că da. Pentru că inamicul, dacă venea, să spunem, în casa asta sau asta, unde este acum Universitatea Reformată, una, două putea să dea detalii. Da. Acolo este la trecerea de pietoni, era poarta maghiarilor, care era apărată de o breaslă. Breasla e organizația meșteșugarilor, ierarhic, de la ucenic, calfă, lucrător, meșter și the big boss, starostele, care el organiza. Și aici era breasla dogarilor, ăștia făceau butoaie. Deci aici era. Știți cum se numea locul ăsta? Piața Gâștelor. Pentru că aici era un loc viran. Gâștele, la un moment dat, Clujul cucerit de Habsburgi. Ce se gândește un capitan de-a lor pe numele de Trencin? Da, poate n-are importanță numele. Mă, ia să fac eu o tabără aici, mă, un câmp de instrucție, mai la nord l-a făcut. Fac un câmp de instrucție și clujenii au zis Piața Trencin, după numele său. Ulterior vine secolul XIX. Da. Ei, înainte de la Belle Époque, domnule, ce facem aici? Facem un parc. Facem parcul Elisabeta. Ce facem? Facem clădiri, instituții. Vedeți? Aici era un centru cultural maghiar. Dar având în vedere că spațiul era extrem de mare, au vândut căilor ferate maghiare și acum face parte din căile ferate române clădirea. Dincolo e o clădire mai nouă, făcută în anii 1950. Da. Dincolo, unde este acum sediul Mitropoliei clujene, era un sediu al industriei forestiere, austro-ungar. Da. Vine clădirea pe colț așa a tribunalului, a curtei de apel. Clădire terminată în 1902. Aici. O filmeze cu drona. Foarte mare. Era cea mai, cum să zic, din punct de vedere al suprafeței, cea mai mare clădire. Vine clădirea actualului Teatru Național, realizată de firma Helmer și Fellner, era un german și un austriac. Acestei firme îi se spunea o firmă constructoare de teatre, fabricanții de teatre. Ăștia au făcut 47 de teatre în Europa de răsărit, inclusiv până la Odessa. Aici au făcut Oradea, Iași, Timișoara și Cluj, această firmă. Asta are o poveste foarte faină, că comercianții și marii, să le spun așa, mandatari de Cluj, maghiari, erau nemulțumiți că vine firma asta austriacă. Și s-au dus chiar până la primul ministru, până la Tiso, Ișvan. Dom'le, cum? Că noi suntem... Ăsta bă, deștept, dom'le. Măi, ăsta lucrează și bine, și repede, și mai ieftin. Da. Dacă să nu vă supărați, instalațiile interioare le și trebuie voi. Le faceți voi. Ok. Asta a fost. Sigur, a funcționat ca teatru maghiar. Nu este primul teatru. Deci nu opera cumva de acum? Nu. Da, opera. Despre opera vorbim. Okay. Nu cea de lângă parcul Simion Bărnuciu de azi. Nu, cea din spatele... Cea din spatele o să ajunge, poate okay. Mai reamintim. Am zis că facem perimetru acum. Bun, am spus de asta și venim o clădire care era o casă înainte a doi evrei. Nota bene, în perioada interbelică, peste 16.000 de evrei locuiau în Cluj, care au fost deportați de hortiști, de salociști. Deci nu de autoritățile românești. Da. Am avut și noi belelele noastre, dar aici nu suntem noi de vină. Bun. Și vine, era așa numită bursă de valori. Clădire făcută în perioada interbelică 1931-33. Acum este Casa Armatei, așa îi spune. Venim pe partea asta altă, o să vedem două clădiri care aparțineau de francmasoneria Loja Unio și vedem, ajungem la... Deci ăsta e perimetru. Am uitat să spun de o clădire realizată la sfârșit de secolul XIX, care reprezintă, și atunci era locația Universității Reformate, iar clădirile care le vedeți aici, inițial aparțineau de nobili din Cluj, chiar unul era Banfi, ulterior au fost cumpărate de către Biserica Reformată. Ia uitați-vă ce frumos sunt imprimate acolo, să le spun așa, dantelele alea din piatră. Ăsta e stilul secesion. La ambele clădiri, parcă vedem. Sigur că da. Și aici, și aici. La cea verde și la cea galbenă? Da. Sigur. Aici strada a fost făcută mai târziu, la sfârșit de secol XIX. Două clădiri. Inițial aici trebuia să fie un restaurant. Restaurantul
respectivul mandatar, vă opriți puțin, respectivul mandatar a dat faliment, ulterior s-a făcut o stradă, aici. Iar clădirea aceasta este o clădire... Cea albă cu cărămizi. Da, da, cu cărămizi, care a aparținut mai multor figuri proeminente ale Clujului. Unul era un arhitect, Friedrich Metz, maghiarii spun Friedrich Metz, un arhitect care, pe urmă, lasă altui arhitect moștenire, Benedikt Strasser. Aici, inițial, era o porțiune în care un baron Banfi, unde e clădirea asta, vedeți? Da, da. Cu cărămizi. Cărămizile astea o să vedem... Asta CFR-ului, nu? Da, acum e a CFR-ului. Da. Dar societatea aceasta culturală maghiară, o să vedeți aici, anul 1885... Sus, acolo, da. Și mai încolo, dar pe partea altă, anul 1891, acum nu mai trecem pe partea cealaltă, unde vedem o biserică reformată, da. Biserică reformată cu două turnuri, realizată în mai multe etape, și acolo merg în general o populație care a trăit în Cluj, noi le spuneam hoștezeni, de la un cuvânt german Hochstadt, care înseamnă și gospodărie și suburbie, pentru că această populație a rezultat dintr-un amestec a vechii populații germane, care erau în marginea Clujului, și a populației maghiare, venite mai târziu, ei acum, sigur, sunt vorbitori de limbă maghiară și toți sunt de confesiune reformată. Okay. E o biserică care, dacă mai veniți, o putem vizita, are un inima, că dacă vă spun istoricul ăla, mai durează o oră. Da. Bun. Ce vedeți în față, stimate domniță, acum chiar bine că avem și acea verdeață înainte, deci piața, v-am mai spus, s-a numit piața Trencina, am spus, pe urmă s-a numit piața Buchkoi, după un principe care a avut și rangul de rege, la fel ca Matia Corvin, dar l-a refuzat și se pare că el a adus acea populație maghiară care s-a contopit cu germanii și au dat naștere acestor hoștezeni, grădinare ai Clujului, care au învățat foarte multe de la niște bulgari care veneau din Bulgaria, și bulgarii sunt cunoscuți ca mari grădinari, și aceștia au avut o influență asupra lor. Bun, piața se numește Buchkoi, pe urmă se va numi, foarte interesant, în piața MK, pentru că în limba maghiară prescurtat, Erdei, Magyar, dar nu vă mai spun toate, se referă la societatea culturală a cărei clădire trebuia să fie asta. Dar era prea mare pentru ei. Bun! Deci a zis asta, pe urmă i-a spus, după 1918, piața cu zavodă. Da. Clădirea cu zavodă. În timpul celui de-al doilea război mondial, nota bene, autoritățile, pentru că Clujul, după dictatul de la Viena din 30 august 1940, făcea parte din Ungaria Hortistă. S-a numit piața Hitler. Okay. Deci, această piață, da? Sigur că da, pe urmă s-a mai numit și piața Malinovski, s-a mai numit piața Victoriei și după Revoluția de la 1989 s-a numit piața Avram Iancu, cinstindu-l pe marele erou creișorul muncilor Apuseni. Aici, inițial, în perioada comunistă, era un tank sovietic. Aha. Tank sovietic, iar dincolo unde e statuia lui Avram Iancu, era o stea sovietică. Bun. Și haideți să mergem pe arealul ăsta, să vă spun câteva cuvinte de statuia ridicată de sculptorul Berindei, nu știu dacă mai trăiește, român, dar trăia în Elveția. E controversată. Inițial, o să vedem acolo, inițial, în perioada interbelică, Pomponiu și Cristinel, arhitecții acestui măreț edificiu, poate cel mai important a Clujului interbelic, o să vorbim special de Biserica Ortodoxă din Cluj, de fapt de Catedrala Ortodoxă, trebuie să fie ca un mausoleu. Ăștia au construit mausoleu de la Mărășești. Și trebuie să fie aici, într-adevăr, cu un monument al eroilor, dar altcumva făcut. Da. Și în față trebuie să fie o statuie
a lui Avram Ilancu Ecvestră. Erau trei prototipi, erau, cum să zic, trei lucrări care concurau pentru a fi puse acolo. Ei, datorită lipsei de bani, vine criza economică, nu s-a realizat acest ansamblu, iar atenție de ce au vrut, că nu aiurea are hramul Biserica Adormirea Maicii Domnului, 15 august, este și data când armata română trece Carpații în 1916. Pentru că de-aia au vrut să facă treaba asta, mausoleu. Inițial, nu aici au vrut să construiască catedrala, ci sus pe dealul Cetățuie, cum îl numim noi clujenii, de fapt, dealul Pietros. Cetățuie spune pentru că Habsburgii au făcut acolo o cetate. Acolo trebuia să fie. Să fie așa ca un fel de acropolă. Da. Cum au grecii. Grecii au în toate orașele acropole. Pentru că acropole înseamnă înălțime. Nu numai în Atena. Noi credem că înălțimea de apar... Nu. În toate orașele au acropole. Am deviat puțin la istoria universală.